Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, în care discutăm cu protagoniștii emisiunii despre cariera lor, despre viața lor, despre felul în care au început, în care au făcut primii pași în sport, dar și despre cariera actuală. Astăzi aici, în studioul Poveștilor Sport.ro, emisiune care va fi difuzată pe Sport.ro și pe Voio, îl avem pe fostul mare internațional Mihai Pintili, 45 de selecții și un gol senzațional împotriva Ungariei la prima reprezentativă, acum antrenor la FCSB, un simbol al grupării roș-albastre, un sportiv în care foarte mulți fani se regăsesc, nu doar din fotbal, ci și din alte sporturi, pentru că atunci când îl vedeau prin Mihai Pintili, simțeau ce înseamnă să te sacrifici, să arăți devotament și ambiție și să-ți dai viața pentru echipă, pentru națională. Bun venit, Mihai! Bine te-am găsit aici la Poveștile Sport.ro. Mersi de invitație, cu drag! Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Oricând. Aici vom avea și celebrele rubrici, întrebările fulger, dar și pozele din arhivă. Ți-am pregătit multe imagini din arhivă, dar și câteva întrebări Povestim fulger. Cu drag. Și chiar am găsit o poză, vă dau un hint din emisiune, cu Lionel Messi, pentru că Mihai Pintili l-a avut adversar pe celebrul argentinian. Mihai, un sezon senzațional la FCSB. Acesta au fost și momente psihologice? A fost cât un punct de cotitură? Da, au fost. Într-adevăr, am dus campionatul ăsta cap-coadă pe primul loc, dar au fost și momente foarte grele, foarte grele, și cred că momentul cel mai important a fost înfrângerile cu Rapid. Pentru că jucam bine, aveam rezultate și venea meciul care pentru suporteri e foarte important să câștigi cu Rapidul. Și atunci nu știai jucătorii dacă sunt conectați 100% să dea pentru suporteri. E un meci important pentru suporteri. Eu așa o văd. Derbiurile înseamnă doar pentru suporteri și să câștigi, pentru că altfel ești în oraș, altfel te simți tu ca fotbalist dacă bați în derbi. Dar ne bucurăm că am luat bătaie cu Rapidul și suntem la 13 puncte avans față de următoare. De multe ori oamenii dintr-o echipă se alimentează parcă cu acea otravă aruncată de adversari atunci când iau o bătaie zdravănă. Da, și a fost chiar după meciul cu Rapid 4-0, când am intrat în vestiar, erau foarte, foarte derumați. Probabil și scorul, că nu s-a aștepta nimeni să luăm 4-0, noi jucând ultimele meciuri foarte bine, dar s-a terminat campionatul regulat și începea un nou campionat, play-off, care acolo de fapt înseamnă totul. Eu am zis tot timpul că oricât de multe puncte ai aduna în campionatul regulat, nu contează decât se jumătățește și începe un campionat în care toată lumea o ia de la zero. A fost și un sistem, oarecum o schemă a ștafetei, pentru că pe tot parcursul campionatului au impresionat mai mulți jucători, însă unii au avut perioade foarte bune, apoi a urmat un alt jucător. Asta este și o explicație a lotului solid pe care l-ați avut, chit că pe foaie păreau alte echipe cu un lot mai bine. Da, ca și lot, n-am fost noi foarte, n-am avut dubluri pe toate posturile sau să fim de aceeași valoare. Dar forma lui Coman, forma lui Olaru au reprezentat 80-90% din rezultatele care sunt astăzi. Plus, linia de fund, nu vorbim, vorbesc de portar, de fundași lateral, fundași centrali, mijlocași centrali, care au dus un echilibru în această echipă. Și faptul că n-am mai luat goluri, faptul că ne-am apărat, au făcut sacrificii pentru ceilalți, au adus rezultatele astea. Un om apropiat de sufletul tău, care ți-a fost coleg, îți este mereu prieten și acum îți este elev, e Vlad Chiricheș. Finul tău. Da. A fost o perioadă în care s-a accidentat, o perioadă grea pentru el. Un fotbalist de top care a jucat în Premier League, în Serie A, însă a revenit la cel mai înalt nivel. A existat, nu știu, momente grele pentru el în discuțiile pe care le-ai avut în toată această perioadă? Una apăsătoare. S-a accidentat, a venit, revenit la antrenamente, iarăși a apărut accidentarea, atunci a avut, cred că, declinul că a vrut să se lase. M-a sunat că el nu mai e, că e gata. El a stat soția lui cu el de vorbă, Chipciu a stat de vorbă, care e cu mătrul lui și un prieten foarte bun, plus eu, plus toată lumea a fost alături și a zis că nu, corpul tău poți mai mult. Clar, are un corp care 100% poate. La el era vorba doar de mental. Și uite că a reușit, a făcut operația care a reușit și sper să din tot sufletul că el, la ce jucător profesionist este, nu există. Poate să joace până la 42-43 de ani lejer. Că tot ce face, face calculat. Și mâncarea, ce mănâncă, el își calculează.
orice, nu mai vorbim de refacere. Uitați-vă și acum după meciul, după 90 de minute, el merge și face alergare încă 4-5 ture ca să-și revină corpul. Adică sunt lucruri care niciun copil în ziua de azi nu vezi să mai iasă sau să mai facă chestia asta. Ce alimentație? Pe ce alimentație vizează? Nu știu, e stilul Novak Djokovic? Nu știu, chiar Ronaldo. Nu știu, care are un băiat care îi spune, îi face poză la mâncare, îi trimite poza, îi zice mai bagă puțin, că ai mâncat prea puțin, bagă mai mult. Nu știu, chiar e foarte interesant de chestia asta și mă bucur pentru el că a reușit să-și revină și a căpătat încrederea aia. Și sper să-l văd la Euro, că merită. În câte zile l-ați convins să nu se lase? Cred că o săptămână, dar a fost o decizie așa, pentru că el imediat după aia, după ce s-a accidentat, atunci e momentul ăla la cald în care îți vin toate în cap. Și atunci, după ce s-a liniștit 2-3 zile, l-am încurajat toată lumea și atunci a fost mai ușor pentru el să mai continue. Tu îmi vorbești despre Vlad Chiricheș, tu ai fost însă hotărât, nu ai avut această armată de oameni în jurul tău sau poate ai avut, nu știu, dar asta vreau să te întreb, atunci când ai spus vreau gata. Să mă las. Ai spus gata, aveai 34 de ani, dar încă mai puteai să joci. Anul acesta împlinești 40 de ani, unii te vedeau și la 40 de ani jucând. Clar, și eu, probabil nu la nivelul Stelei să joc, dar la o altă echipă din Camion, clar și acum mai jucam. Dar am zis, nu mai, pentru că la Steaua înseamnă altceva. Dădusem de Florinel Coman, Tănase, Man, erau jucători, Muruțan, erau jucători care eu, dacă nu câștig duelul, sunt zero barat. Și atunci când vedeam că nu pot să-i prind la antrenamente, nu, mi-am dat seama, e prea mult. Și nu vreau să mă fac de râs. Aici așa am gândit-o eu. Dar prin poziționare, simți de anticipație, corect, dar nu-i tot una. Da, reușeai asta, dar nu, el astea înseamnă altceva. Trebuie să și alegi, trebuie să câștigi duelul, trebuie să... Nu, și n-am vrut. Ai regretat vreun moment niciodată, acea decizie? Niciodată. Singurul care m-a încurajat și a fost tot timpul, soția mi-a zis, nu te lăsa, nu te lăsa, nu te lăsa. Am zis că nu, gata, stop. Și știu copii... cât îmi poate corpul, știam ce pot eu, venisem după accidentări. Copiii n-au avut, că erau mici în perioada aia și nu puteau ei să zică mai joacă tate sau nu mai juca. Dar n-am regretat și nu regret niciun moment din tot ce am făcut în viața asta. Chiar dacă lumea zice, domnule, dacă ai dat timpul înapoi, nu, n-aș mai da niciun timp înapoi. Mă mulțumesc la Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, cum sunt acum și mă bucur de tot ce este frumos. Povestea ta în sport și în fotbal este o adevărată lecție pentru toți cei care vor să urce pas cu pas pe treptele performanței. Ai luat-o de jos, ai crezut în visul tău și ai ajuns să joci pentru Națională de 45 de ori cu Steaua în cele mai importante competiții, să fii adulat, dar și înjurat de corect. Adversari, pentru că asta face parte din sport. De proprii suporteri, am trăit-o și pe asta, am fost înjurat de proprii suporteri, adică nu e... Ce te-a oțelit cel mai mult în toate capitolele carierei? Eu n-am băgat în seamă nimic, adică genul de oameni care vineau cu problemele negative sau sunt, bă, ai jucat prost aia, nu. Eu mă vedeam pe mine, îmi făceam analiza mea. Eu știam când joc prost, știam când joc bine, dar nu mă lăudam niciodată. În schimb, dacă jucam prost, încercam să-mi revăd meciul și să fac lucrurile mult mai bune. Adică să mai fac greșeala, să nu fac repet aceeași greșeală. Înseamnă că dacă faci aceeași greșeală, înseamnă că ești, nu te duce cap. Dacă îți explică cineva, no fun, o dată, de două ori, de trei ori, și asta am încercat eu să mă văd în mine, adică să nu repet greșeala. Și tot timpul încercam să vin cu ceva nou. Și cred că asta m-a motivat să... Plus munca, că asta sunt. Am muncit toată, dacă vorbim de toată lumea, domne, cât e muncă și cât e talent. La mine e doar muncă. Dar am mai zis odată. Dar și se spune că talentul, degeaba e talent dacă nu muncești. La mine a fost doar muncă, atâta știam. Nu pot, dacă nu muncești, n-ai cum. Dacă nu alergi, nu, e foarte greu. Oricât de, compensezi la un moment dat. Și așa am văzut tot timpul. Dar trebuie să muncesc, că n-aveam talentul, nu știu, să dau un exemplu acum care îmi vine în minte, Coma. Să am execuțiile lui sau să am explozia lui. Nu, am fost un tip care trebuia să bage piciorul, care trebuia să alerge, care trebuia să-și câștige duelul. Dar te contrazice șutul cu Ungaria, de la asta, 20 de metri. Pe asta zic, asta e o excepție. Asta sunt lucruri care îți vin, dacă muncești, Dumnezeu îți dă și lucruri bune. Două lucruri vreau să-mi explici din acel episod. Șutul, cum a fost execuția și gestul tău de după. Șutul, n-am crezut că o dau acolo niciodată, crede-mă, am închis ochii, pur și simplu, am văzut că vine spre mine și am zis că da, nu, dau cu tot, cu toată forța, închid ochii. Și când am văzut cum s-a dus, pentru mine nu n-am mai contat, vreau doar să mă duc la suport, pentru că dinaintea meciului, ce-ți povesteam mai devreme, suporterii unguri
m-au mers prin centru vechi, au devastat terasele aia, făcea, și stăteam la Mogoșani, în cantonat, ziceam, noi, nu se poate să vii la noi în țară, să faci lucrurile astea, Doamne, hai să-i bate, să-i... Și atâta mi-a venit în cap, vreau să vă văd acum, să fac semnul, atât. Aia a fost primul meu gând, mă, dacă da, da. Și a venit golul, a fost ceva care a pus capac. Ulterior ai mai încercat acea execuție? N-ai. Păi e foarte greu, îți vine odată la nu știu cât. Am mai dat goluri frumoase, eu am goluri de la distanță frumoase, n-am, dar execuția aia n-am. Am un gol iarăși frumos din voleiul cu Craiova, mai sunt care mai dacă nu îl întrece nimeni. Și echipa națională înseamnă tot. La poveștile sport.ro descoperim nu numai fotbalistul și antrenorul Mihai Pintili, ci și omul Mihai Pintili, puștul care a reușit să o ia pe un drum anevoios spre fotbalul mare. Au fost și momente grele în cariera lui Mihai Pintili, însă a devenit unul dintre cei mai valoroși fotbaliști mijlocași români de după Revoluție. Au fost oameni care, nu știu, din punct de vedere mental, ți-au ridicat mentalul. Au fost antrenori care ți-au spus trebuie să faci asta și asta și tu ți le-ai adunat ca într-o culegere și ai apucat să ai ținut cont de toate acestea? Da. Și mă refer pentru că citeam și un interviu și declarații de ale tale din perioada în care jucai cu Mihalache, cu fostul capitan de la Poli Iași, mereu prietenul tău, fost coleg de generație. Da, ca să nu supăr, eu am învățat de la fiecare antrenor care l-am avut. Nu mi-a fost dat să-mi zic că dumne, ești cel mai bun sau fă aia că ești. De la fiecare antrenor care m-a antrenat am avut ce să învăț. Și aici, începând de la Iași n-am fost, n-am apucat să joc la Iași, de la Hârlău până în ziua de azi, până la Steaua, când m-am retras. Și nu pot să dau aia. Am avut de învățat de la Grigoraș, de la Ghiță Poenaru, Petroiesc, Contra, Daum, ei de la echipa mea. Petroiesc, fostul fundaș central de la Astra. Nu, Cosmin Petroiesc, Cosmin de la Timișoara, activat prin Liga a doua ca antrenor. Și nu mai zic, Regecamp, oameni care... Chiar ai ce să înveți. Am făcut și performanțe cu oamenii. Nu, e ceva... Victor Pițurcă. El te-a debutat în Națională, Victor Pițurcă. Da. Ce-a fost atunci? Ca o scânteie, o bucurie când ai știut n-am că credeam. Joci? Nu credeai. Nu, deci când a venit prima selecție, pentru mine că asta am făcut toată viața. Nu m-am gândit niciodată la echipa națională. Pentru că nu mă vedeam să ajung. Dar muncind, culegi roadele. Și când te-a sunat și chiar cu Chiricheș am mers la echipa națională, în Italia am jucat cu San Marino, dacă nu, atunci aș fi debutat, am bătut 1-0. Dar ce vezi la echipa națională, parcă se pune stop la orice și zici gata. Și când cântă imnul, nu mai. Din 45 de tricouri, câte mai ai acasă? Dacă mă crezi, toate cred că le-am dat. Le-ai dat pe da. A fost bătaie pe ele. Da, pentru că îți cer cumnați, frați, surori, prieteni. N-am pus preț, poate, pe ei. Am ținut cu Olanda sau nu mai știu ce tricou am acasă, exact cum se vede ăsta, da. De la Euro cu San Denis, care este tema cu naționale. Naționala. Și a fost un moment care atunci chiar ai simțit ceva. Tu ai adus aminte de acest tricou, ai jucat la Euro 2016, titularul național, urmează campionatul european care va fi transmis în direct pe Pro TV, pe Pro Arena și pe Voio. Ce șanse avem în această grupă? Pentru că îi și știi pe băieți, pe unii dintre ei îi și cunoști. Mulți spun că este o grupă foarte ușoară, ar trebui să ieșim, pentru că avem doar pe Belgia, să spun. Acolo nu mai contează, nu mai există grupă ușoară, nu există... Important e cum a fost și preliminarul. Toată lumea zicea că, domnule, că nu avem șanse, că nu... S-au calificat fără înfrângere. Bravo lor, felicitări, au reușit chestia asta, trebuie să mențină ritmul, trebuie să facă grupul unit. Că vorbeam într-o zi cu Chiricheș și chiar ziceam, și noi n-am fost valoroși, dar am avut grup bun în 2016. Familie, am știut să ne motivăm să facem, cred că asta au făcut și ei. Și asta contează foarte mult. Și avem șansa, avem cât mică sau mare, o avem. Trebuie doar să credem în ea și să profităm de chestia asta. Nu crezi, mai bine stai acasă. Dar eu zic că avem șanse și ei trebuie să joace de plăcere. Au ajuns unde cred că majoritatea își doresc să ajungă, la un campionat european. Trebuie să joace doar de plăcere și să aibă încredere că sunt la același nivel cu tot două mâini, două picioare au. Adică nu văd diferența. Am jucat cu Pogba, cu ceilalți care îi vedeai la televizor și erau balauri, monștri. Și mi se păreau că stai că parcă tot așa aleargă, nu sunt diferiți.
Și atunci e același lucru și pentru ei. Trebuie să creadă doar în ei și atât. Au calitate mult mai bună cum am avut noi. Trebuie să profite de chestia asta. Dar spune-mi un jucător pe care l-ai simțit, nu știu, imposibil de deposedat, imposibil de ținut după el, pentru că ai jucat împotriva unor jucători foarte mari. Am mai zis Eden Hazard. Eden Hazard. Da, Hazard s-a hazardat. S-a hazardat de tot. Dar foarte bun. Foarte tehnic, nu? Da, dar nu puteam să iau mingea. Am încercat să dau în el și eu sunt mai robust. Încercam să dau amădurea pe mine toate. Nu puteam, pur și simplu. Am mai întâlnit jucători care, ok, mai cădea jos, îi mai luam mingea, dar la ăsta nu. Și să-l prindeți într-o ambuscadă, tu cu colegii tăi nu mergea pe strategie. Nu, era foarte mult, pleca și foarte repede, era scund, împingea foarte bine, nu mai. Mi s-a părut foarte, foarte greu de posedat. Și pe locul 2, pe cine ai plasa? Aș zice Messi când am jucat contra lui, dar nu a fost, nici nu prea m-am întâlnit cu el, că pe mine era foarte greu să-l prinzi. Robben, să zic, sau Aguero. Da, că erau mai robuși și noi. Tot la România-Argentina. Da, erau jucători care foarte greu îi deposedai. Fiind, protejau foarte bine mingea. Și mi-e place să iau mingea, că iau, ok, nu, dar măcar să pii jos, să văd că te-am dărâmat, nici nu puteam să-l dărâm. Aici a fost. E cam ăștia doi. Cam ăștia doi. Lucruri foarte interesante spuse aici la poveștile sport.ro de Mihai Pintili. Un mesaj să credeți în visul vostru și nu numai prin talent, și prin muncă puteți să realizați, să aveți și un dram de noroc, dar în primul rând să credeți în visul pe care îl aveți. Înainte de a vedea rubrica pozelor de arhivă, pe care Mihai va trebui să le comenteze în câteva cuvinte, nu am cum, Mihai, să nu te întreb și despre știrea ultimelor săptămâni. Florinel Coman urmează să plece în Qatar la Al Duhail. Este o mișcare bună, ok, luăm totul, nu este făcut transferul, nu, dar să spunem că ar pleca. Este o mișcare bună pentru el, am auzit și declarațiile lui. Are 26 de ani, este importantă familia și viitorul lui. Corect, asta am zis și eu. Important e nu ce vorbește lumea, ce simți tu, că la urma unui toți muncim doar pentru familia noastră și atât. Restul nu mai contează. Trofee sau aia. La urmă, avem trofee, sunt foști mari jucători care au trofee în vitrină, dar n-au nimic, n-au o casă, n-au pe ce să pună mâna. Și atunci, cred că pentru el a făcut alegerea cea mai bună și plus faptul că vine după 7 ani la Steaua. O schimbare are nevoie. El, în primul rând, pentru mental. 7 ani în care a stat aici, a câștigat o Cupa României, dacă nu mă înșel, și poate acum și campionatul, și atunci pentru el cred că e un transfer foarte, foarte bun. E la cel mai înalt punct al carierei, știi cum spunea Thierry Henry într-un film celebru, In My Prime, așa este Coman acum, pare că face cam ce vrea pe teren. E dezinvolt în primul rând. Este la, dar poate mai mult. Și mai mult. 100%. Nu există. El are niște puteri care poate să și le dezvolte mult mai mult. E la nivelul cel mai bun acum al lui, de când sunt și eu la Steaua și de când a venit el, dar el 100% poate mai mult. Eu sunt convins de asta. El poate să fie top, top, top. Pentru că tot am aprins această discuție despre transferul lui Florinel Coman. Tu ai jucat la Al Hilal, ai jucat și în Israel. A fost vreun moment în care, nu știu, ai fost la 2-3 bătăi de inimă distanță de o echipă importantă sau de altă echipă și nu s-a mai făcut transferul, nu știu, din vari motive? Chiar nu știu, dar știu doar că m-a sunat odată un impresar, era vorba de o echipă din Franța, Montpellier sau ceva. Acolo parcă aș fi vrut să merg. Acolo mă simțeam un pic, dar n-a fost ceva concret, domnule. A zis, domnule, uite, există oferta asta. Ai fi interesant? Și a zis că eu nu mă interesează, vorbiți cu clubul, dacă se înțeleg, după aia veniți la mine. Că e așa din gură, da, vreau să merg și nu se mai face, îmi făceam iluzii degeaba. Și am zis că nu. Dar în rest, așa, la Al Hilal a fost o experiență frumoasă, chiar dacă nu am fost la un nivel bun și mi-era foarte greu să joc acolo. Erai cu familia acolo? Da, a venit și familia, dar nu mă vedeam acolo. Nu mă vedeam să... Pentru că nu mă regăseam, nu era zona mea de confort. Nu avea cum să joc acolo niciodată. Și în Israel exista de atunci, nu știu, în Israel a fost... Nu. Într-adevăr, erau anumite alarme sau aia, dar aveam un apartament, un bucăraș în care puteai să intri, dar nu era ceva. Sau pe la mall-uri, intrai ca la aeroport, scanau, erau chestii de securitate. Dar în Israel aș fi rămas, pentru că mi s-a părut că a fost o vacanță plătită.
Vacanță plătită. Era vacanță plătită, pentru că era totul frumos. Nu intram în cantonament, aveam salariul, era la zi, eram la mare, oraș foarte frumos, dar n-aveam echipă. S-a apropiat 2016. Și neapuiul m-a sunat că dacă nu-ți găsești echipă, nu te mai iau la Euro. Și pentru mine, eu fiind un băiat care, bă, măcar Euro să rămână și să am ce să povestesc. Și a trebuit să vorbesc numai cu Apostol, dacă nu mă înșel, am vorbit, bă, caută că nu mai e. Eram o echipă de mijloc clasament, nici nu deranja în sus, dar nici jos. Adică era o vacanță perfectă. Aveam 3 ani. Despre Cipru, care au jucat sau, Cipru. Bravo, ceva de genul. Ceva de genul a fost senzațional. Pentru că eu n-aș pleca niciodată din Israel. Poate acum, cum Doamne ferește, cu război. Dar în rest, era perfect. Erau copii, erau mulți uniți, erau senzațional. Senzațional. Mihai Pintiliu, un tip care frapează prin sinceritate, unul dintre artizanii parcursului senzațional al celor de la FCSB în acest sezon. Haideți să vedem acum rubrica pozelor de arhivă, rubrica binecunoscută de la poveștilesport.ro, una în care Mihai Pintiliu va avea parte de surprize, nici nu mai știm exact câte poze i-am pregătit, însă cu siguranță fiecare are un capitol important și o poveste foarte, foarte interesantă. Vom încerca să intrăm cu Mihai în prelungiri, să tragem de cât mai mult de timp, așa cum o făceau unii fotbaliști. Aoleu, și cu ce poză am intrat, una cu Lionel Messi și cu Mascherano în plan depărtat. Îmi spuneai mai devreme, Mihai, că pe primul loc îl poziționez pe Eden Hazard, cu Messi, iată că aici te-ai întâlnit. Asta cred că a fost singur și ultim. Dar fotoreporterii au imortalizat momentul. Da, cred că asta trebuie să mi-o trimis și mie să o fac, să o fac tablou acasă. Cred că e unică. Da, și a mai fost una în margine când a încercat să mă dribleze și a dat, eu am închis picioarele că știam că vrea să mi dea. Și a dat-o pe lângă. Și după aia toți prietenii îmi ziceau, ți-a dat-o printre picioare Messi, lasă că n-are nimic, că normal că te superi când ți-o dă cineva. La urmă ți-o dă Messi printre picioare, nu ți-a dat-o orice fraier, corect, cum zicem noi fotbaliști. Și atunci eu ar trebui să fiu mândru de chestia asta. Și a, nu, a un fotbalist. S-a întrebuințat la 50%? Nu, nici 50%. Nu. Păi a vomitat și pe teren, dacă nu mă înșel, a fost rău sau ceva de genul, dar nu. Există, nu știu, și ca adversar, ok, suntem sportivi profesioniști. Nu știu, simți acel respect, adică pe care trebuie să-i acorzi unui jucător? Nu, că pentru că eu n-am simțit asta, adică genul, ești, intrăm pe teren, suntem aceiași, dar simțea că n-ai șanse în fața lui. Uh-huh. Adică știai că și-o face pe stângul, mă duceam în partea, dar nu. Da, nu știu, mi se pare că e din alt film. Adică exact ce vorbim tot în ziua de azi, cum e la noi, vorbim la termen mai mici, Coman. Are mingea, e greu să-l, nu știi ce vă face, așa și el. Nu, mi se părea că e prea, și nici n-a vrut juca la nivelul maxim. Dacă juca la nivelul maxim, iar Di Maria iar era foarte, foarte și bun. Foarte iute. Iute, Di Maria. Doamne ferește. De asta zic, nu știu cum am făcut 0-0 noi. Și Di Maria e un exemplu că nu trebuie să fii neapărat strong, să fii Hulk. Eu am zis, nu trebuie să ai fizicul, nu știu care din lume, cum e Octavian Popescu, pe toată lumea, domnule, să mai pună carne pe el. Dar nu există tăia, vorbim de... E vorba de tine, de explozia care e, adică dacă joci simplu, dai și pleci, nu te mai prinde nimeni. Nici n-a pus să ajunge, pe asta zic. Eu aici nici nu puteam să-l prind în duelul, să-l lovesc măcar. Da. Și atunci, cum e? Fizicul contează? Nu contează fizicul. Și Neymar, la fel. Neymar, la fel. Sunt multe exemple, multe exemple. Și în campionatul Angliei sunt foarte multe exemple, care vorbim de campionatul Angliei, care toată lumea zice, bă, trebuie să fii masiv, trebuie să ai... Da. Că dacă nu, la revedere. Dar nu e așa. Nu toată lumea ia și tam să mă uitam aseară la Chelsea cu Everton Palmer. Da, Cole Palmer. Da. Fizicul a dat 4 goluri. Fizicul poate mai slab ca Atavi. Da. 4 goluri face așa, a jucat și fizicul ăla defilează. De asta zic, nu e. Îl deranjează pe Tavi Popescu atunci când se spune că, nu știu, mai trebuie să pune masă musculară, spun foști. Și când e schimbat și când e foarte mult, e copii. Asta nu înțelege lumea. Nu are cum să nu te deranjezi. Toată lumea zice, domnule, trebuie să știi unde vii. Da, și pe mine m-a deranjat. Și eu, care aveam o vârstă de 30-30 ani și a zis că dorm pe teren sau ceva de genul, nu mai știu. N-are cum să nu te deranjezi niște lucruri. Indiferent, îți intervine creierul sau mai ai prieteni din aia buni care îți trimit mesaje. Bă, uite ce a zis despre tine. Și atunci... Cum le răspunzi? Intru, văd despre ce e vorba și închid și după aia nici nu mi-ai răspund la telefon. Adică dacă vrei să mă ajut, nu-mi trimiți chestia asta mie. Înseamnă că nu ești prietenul meu, nu? Păi, ar trebui să-mi dai un mesaj de încurajare sau să-mi zici, bă, fii strong, fii puternic, ești foarte bun sau ceva de genul.
Eu așa o văd, adică prietenii aia buni nici nu ar trebui să citească, bă, nu citi aia, lasă de aia, fii că tu ești cel mai bun sau ceva de genul. Eu așa o văd, nu știu, mi se pare că aia care vor să facă rău sunt cei mai buni prieteni, dacă îți trimit chestia asta. Ai ajuns la un nivel de faimă, la un nivel financiar, bănuiesc, după o carieră lungă, bun. Mai ai prieteni din perioada în care, nu știu, aveai 10 lei, 2-3 lei în buzunar, da, și nu erai celebru? Am un prieten foarte bun din copilărie care muncește în Anglia. Face Uber, am copilărit cu el, mâncam la el acasă, el vinea la mine, am făcut toate prostiile împreună și e finul meu și ține legătura, nu e... El e cam singurul din perioada, din perioada când eram copil. Unele prietenii sunt pe viață. Da, da. Dar și mulți dispar după aia. Dispar din cauza banilor, împrumuturile. Cine nu zice bine, nu da bani împrumut. E mai bine. E mai bine, nu, pentru mai bine că după aia se ajunge la chestia de ruptură și atunci mai bine ții un prieten. Da, risc să-ți pierzi din cauza banilor. Și atunci, bă, vrei să fii prietenul meu? Nu-mi cere bani. Corect. Trecem la următoarea imagine pentru a le cuprinde pe toate. Este o poză cu Mihai Pintili și Paul Pogba. Paul Pogba pare, nu știu, un robot, un computer. Părea, da. De asta. Uitați-vă că tricoul la mine transpirat. Da. Și asta zic, pentru că mi se pare că ei nu transpiră. Nu știu, noi ca nații români alergăm foarte mult, facem mult. Dar ei, așa simplu e fotbalul la ei, de nu vedeai un strop de transpirație. Dar să știi că după ce am ales poza, am observat și un detaliu. Cam la calpele tale. Eu am văzut-o și eu, da. Am văzut-o, dar n-am vrut să ajung acolo jos. Dar nu arată pe fața lui nimic. Nu. Paul Pogba. Sunt și adversari care nu se plâng în timpul lui. Corect, pentru că poate următoarea fază te lovește el și nu e. Dar nu, ăsta a fost un meci de deschidere pentru care va rămâne pentru mine ceva unic. Atunci am simțit că am fost la Euro. În deschiderea, plus jocul în sine și meciul care l-am făcut. Noi credeam că o să luăm multe, da, dar de fapt am făcut un meci foarte bun. Trecem la următoarea imagine pregătită. A treia imagine este Mihai Pintili alături de Robert Lewandowski. Polonezul care are și o alimentație foarte bună datorită soției, fost, da, karateka. Robert Lewandowski joacă la peste 30 de ani la FC Barcelona. Ți se pare că a scăzut puțin din... Da. Nu mai e care atacantul care a fost la... Bine, și Barcelona trece printr-o reconstrucție și atunci probabil nu prea îi convine. Dacă avea jucătorii gen Messi, Neymar, care putea să-l pună mai mult în valoare, eu zic că era și el la același nivel, era top. Dar Barcelona trece printr-o perioadă care promovează jucători tineri și atunci e mai greu. Cu cine ții de afară? Barcelona. Barcelona. Da, cu Kirikeș ținea cu Real când eram în cameră, uh-huh, și eu cu Barcelona, da. Și erau contrele, da. Uh-huh. Asta e viața. Trecem la următoarea imagine, pentru care are nenumărate povești. Mihai Pintili, invitat aici la poveștilesport.ro, un alt fiind tehnician cu un repertoriu vast tehnic, și tu și fostul tău coleg Alex Bourceanu. Greu cu Robben, nu? Foarte greu. Bine că nu era cu Ribery în aceeași, nu era cu Bayern München. Da. Foarte tehnic. Greu. Aici și dacă am luat 4-0, dacă s-a 4-1, nu. Da, foarte. Eu cred că se ridica la nivelul lui Messi. Asta s-a apropiat. Fost senzațional. Senzațional și el. E același lucru care ți-am zis mai devreme, și-o făcea pe sân, dar știai că și-o face. Plus faptul. Alex jos, eu jos. Și tu jos. Și tu nu puteai, da, să vă... Era greu să... Deposedați. Da. Trecem la următoarea imagine, pe repede înainte. Mihai Pintili, iată, într-o echipă faimoasă. A Stelei, actuala FCSB, Tătărușanu, Mihai Pintili, Florin Gardoș, Vlad Chiricheș, Sucala Chipciu, Cristi Tănase, Alex Bourceanu, Rusescu, Adi Popa și Latoblevici. Va trebui aici, am avut o rubrică mai de mult la ProSportul, se numea Totul despre colegii mei, o facem aici. Vreau în două cuvinte să-i caracterizezi pe fiecare. Și începem de jos cu Iasmin Latoblevici. Un dilău. Om nebun. Ești direct așa? Că nu, n-am ce să zic. Un om care... Nu, dar te făcea să zâmbești, da, orice ar fi, nu. Și dar, un șut senzațional de la distanță. Nu vorbesc de fotbalești, că toți, pentru mine, da, toți sunt fotbalești senzaționali. Dar ca și e o caterincă de om și un om nebun. Fascinant. Adi Popa. Adi Popa, motoreta. Motoreta. Rusescu. Atunci era cu mâncarea. Da? Da, era cu mâncarea, dar acum a devenit mult mai profesionist cu el și arată mult mai bine. Dar caracter.
caracter, caracter. Vrei să spui că se abținea cu greu la anumite da, meniuri? La meniuri, da, că îi zicea toată lumea că e mai pufos, că e, dar nu, în schimb avea execuții senzaționale. Alex Bourceanu. Fratele meu de la mijlocul terenului. Da. N-am ce să iei. Câinele. Greu pentru adversar. Pentru adversar, da. Nu, a fost, m-am înțeles cu el, cred că singurul care m-am înțeles foarte, foarte, foarte bine, deși am jucat și cu Obans, în Mărtean, Repeliță, dar el a fost, am avut chimia aia de care... Vă simțeați din da, priviri. Da, da, știam ce face, știam ce face. Da, și atunci la noi aia. Și în afara terenului, cu toți care îi vedeți aici, avem aceeași relație și în ziua de azi. Dar cu el am avut chimia în teren, pentru că știam ce vrea de la ce face el, unde pleacă, mă duceam eu, îl completam, 100% ne completam amândoi. Perfect, a fost aia. Cristi Tănase. Pentru mine, cel mai bun jucător. Nu știu, eu dacă recuperam mingea și o dădeam de Tănase, știam că nu o pierde. Știam că nu o pierde și știam că totul ori scoate fault sau driblează. Alex Kipciu. Copilul răsfățat. Răsfățat? Da, răsfățatul echipei. Toată lumea crede că e din Brașov, e din Brăila. Din Brăila, da. E răsfățatul echipei. Marius Lăcătu spunea de mult când l-a văzut că este în el se regăsește, în Alex Kipciu, atunci când jucă extremă dreapta. A, explozie și aia, da, da, avea stângul. Și se concentra de dea cu stângul mai bine ca și cu dreptul. Pentru că el era dreptaș, dar de dea cu stângul, când se concentra, perfect o lovea. Îndrăgostit de România și stabilit în România, Sucala. Da, jbavul nostru. Da, domn pe control. Da. Noi, e băiat senzațional. Și el merge la sală, l-am văzut în niște poze acum. La sală face tenis de câmp. Da. Îi place foarte, îl joacă și la turnee am văzut că a fost și e foarte un om, băiat senzațional. Vlad Chiricheș. Da, finul n-am ce să zic decât e fin. E relație de familie aici, de iubirea prea mare, adică e aici, nu? Noi de la Internațional Pitești am stat în cameră, am rămas, nu știu, prieten, nu puțin zis. Suntem nu, neamuri, orice, dar acum mi-e greu să zic. Bă, îl iubesc, e finul. Da, foarte frumos. N-am spus, dar spune-mi doar atât. L-ai oprit vreodată din incursiunile lui? Nu. Când pleca cu mingea din... Nu, pentru că dacă se ducea, apărare... el rămâneam eu, că știam că... Știai tu. Da, păi, da, ăsta era la noi. Când îl vedeam că se ia, ori eu, ori Borceanu, știam că trebuie să rămână cineva. De foarte multe ori ieșeau acele incursiuni, da, pe stil Gică Popescu. La noi, în România, atunci a fost... Cred că i-au reușit de fiecare dată, plus faptul că mai dădea și goluri. Da. Da, nu, știam că face chestia asta și atunci ne opream unul din noi tot timpul. Florin Gardoș. La fel, un băiat senzațional și el. Asta zic, am avut nici n-am, calități senzațională. Și Ciprian Tătărușanu, lângă tine. Omul care era țiplă. Adică, simba. Da, nimeni nu putea să facă o glumă cu el, nimeni nu avea voie să zâmbească în fața chiar lui. Chiar el zâmbește? Da. Da, zâmbește, dar rar. Are momente când aia, da? Depinde. Permite să-i faci o glumă dacă îți permite, dacă nu, n-aia, nu putea să facă oricine glume cu el. Trecem la următoarea imagine pe care i-am pregătit-o aici lui Mihai Pintilie. Ești cu fetele lui Kipciu. Da, cu fetele lui Kipciu la Brașov. La Brașov. La Brașov. Eram în... Copiii tăi, băiatul face fotbal băiatul la FCSB, face... fata nu ai orientat-o către sport. Eu aș fi vrut, dar da, are cu maică sa pe treabă, cu machiajul, cu... Uh-huh. Cu băiatul ce joacă? Mijlocaș, dar nu defensiv, nu-i topor ca mine, e mai tehnicus puțin, are altceva el. Sper să fie sănătos. Ești părintele care stă cu gura pe nu. El? Nu. Nu, nu vreau, nici eu, nici pe mine tata sau mama n-a venit, nici m-a venit pe la 18 ani, 19 ani să mă vadă la un meci de fotbal și atunci mi-au zis că n-ai nicio treabă cu fotbal. Ceva de genul. Aveau părinții tăi decupate articolele din ziare cu tine? Acum, dacă nu mă înșel, mi-a trimis sora mea într-o vacanță niște articole, dar două ziare erau, de fapt, despre mine, de la Națională și, dacă nu mă înșel, golul cu Ungaria, ce vorbise. Dar foarte puțin așa. Nu e... Trecem la următoarea imagine. Haideți să vedem acum Mihai Pintilie în... Într-un duel de la Internațional, Curtea de Argeș. Asta zic, asta mă reprezintă. Da. Nu treci omul, e jos. Tot cu banderul ăla de capitan. Da. Și foarte tânăr. Da, nu știu, că aici așa mi-a dat banderul ăla... Și cu Ișvan Covaci, foarte tânăr. Foarte în tânăr. Spate. Ionuț Badea. Ionuț Badea ți-a dat. Da. Da. Și erau jucători cu nume la Internațional Pitești. Nu știu, am avut asta. Că unde am fost capitan.
am căpătat-o, nu știu, ori oamenii au avut, cred că probabil prin ceea ce făcea la antrenamente, că altfel nu pot să-mi explic. Și prin caracterul care eram în vestiar, adică nu puteam să tac din urmă să zic, bă, hai că trece și meciul ăsta, așa, nu. Spunea recent Mihai Stoica la Orange Sport că atunci când dădea exemplu de doi lideri, de Mirel Rădoi și de tine, povestea și când Mirel Rădoi intra în vestiar, atunci ceilalți jucători care erau și prieteni și colegi, chiar dacă vorbeau cu soțiile, cu iubitele, lăsau telefonul jos. Din respect. Tu, un alt lider care impunea respect. Astăzi cine este liderul la FCSB? Vorbim de Finu, de Chirichiș. De Vlad Chirichiș. Da, poate să fie un exemplu și... Nu, e greu să faci o glumă cu Vlad în vestiar, sau dacă vorbești cu Vlad, clar ceilalți îl ascultă și au mare respect. La urmă, nu asta înseamnă. Să ai respect față de cineva care a făcut ceva. Trecem la următoarea imagine pentru a le cuprinde pe toate. Mihai Pintilie alături de Vlad Chirichiș. Păi ăsta a fost primul meu gol la Steaua. În Ghencea, 2-1 cu Oțelul Galați. Născuse soția, da, băiatul, și atunci am făcut gestul. Dedicație. Da. Pe stilul vechi, altul era lui Bebetu cu Mazinho da, și cu Romario, da, da, de la Mondialul din 94. Trecem la următoarea imagine. Haideți să o vedem. Este în felul următor, alături de Mihai Stoica. Care e cel mai bun sfat primit de la Mihai Stoica? Păi eu am luat tot ce e bun de la el. Că e ca un tată pentru mine. El mi-a și zis, Dorule, cred că ar fi și timpul să vii lângă mine. I-am zis că nu, după aia am analizat. Și cred că mi-a dat doar sfaturi bune, niciodată nu mi-a zis ceva de rău sau nu știu. Chiar aia, plus faptul că mi se pare că e doxă de fotbal. Știe tot, ani, aia, mie asta mi se par cu ani foarte greu să mai țin minte. Are mai multe televizoare sau se uită și pe laptop? Și de nu știu ce face, ori meciurile. Creierul lui funcționează altfel. Că mi se pare că știe foarte mulți, foarte mulți fotbalești din toate timpurile și aici îmi dă mie puțin curios, dar în rest doar lucruri bune ai să înveți la acest. Îți număr și eu două, el la ochit pe Tereo, și el pe Tam. Doi fotbaliști foarte buni. Da, așa e. Nu, e vorba, n-am ce să, chiar nu știu ce aș putea să zic de, ca un tată pentru mine. Trecem la următoarea imagine, pentru că este o rubrică și cu Mihai Pintilie putem să vorbim foarte multe. Florinel Coman. Florinel Coman a avut și momente în care simțea că se plafonează. Da, păi a avut și momente grele el, care a fost accidentat, după nu juca, ba îl punea în dreapta, ba juca atacant central. A fost sacrificat, a trecut prin momente foarte grele, dar eu mă bucur că el și-a revenit și totul ține de aici, ce vorbeam. Doar tu te poți schimba. Nimeni, că domnule, că du-te, fă mental coach, du-te, nu. Ține doar de tine. Și asta cred că l-a schimbat și pe el. Și-a dat seama, mai ales că născuse soția, i-a născut o fetiță minunată și aici cred că și-a dat seama că trebuie să muncească pentru cineva, să schimbe și a făcut-o foarte bine și mă bucur foarte mult pentru el, că a reușit să se schimbe, să ajungă la nivelul ăsta. Lăsând la o parte poate doza de subiectivism de care poți da dovadă, pentru că este jucătorul tău și al lui Elias Haralambos la FCSB, titular la națională, Florinel Coman? Eu îl văd, pentru că are o calitate incredibilă și poate să facă și faza defensivă, exact ce îi place și lui Edi. Da, poate să fie, că acolo mai este Mihailă care s-ar bate cu el. Eu personal, fără să fiu subiectiv, eu îl văd peste Mihailă și aș începe cu el la forma care e acum. La urma urmei, la echipa națională, trebuie să bagi jucători care sunt în formă. Chiar, ok, sunt unii care au experiență, care au un pedigree în spate, dar la echipa națională, dacă nu ești în formă, nu poți să faci performanță. Trecem și la următoarea imagine, dacă nu mă înșel, este ultima. Ultima poză. Tu alături de prietenul Kipciu, jucai la Pandurii, el juca la Steaua. O lovitură pe stil Jean-Claude Van Damme, adaptată la FCSB. Cât de mult te-a durut spatele după această lovitură, nu, și cât de mult ați glumit? Nu mă plângeam niciodată de lovituri. Nu mi-a plăcut să mă plâng, să mă vadă sau că mamă, că mă doare, nu. Dacă ori nu mai puteam deloc, ori nu m-am plâns niciodată. Aici probabil era un pic frustrat. Da. Că conduceam 2-0 dacă nu mai înșel, da, și am bătut 3-1 la final.
Și mi-a zis la un moment dat, era lovitură liberă pe 16 metri, mi-a zis că vă dăm gol acum și vă și batem. Și am zis ok, dacă ne dați gol, vă batem noi. Și i-am bătut 3-1. Ne-a dat gol, dar i-am bătut noi 3-1. Da, aceasta a fost rubrica pozelor de arhivă, poze pentru Mihai Pintili, înainte de a trece și la ultima rubrică a emisiunii, cea întrebărilor Fulger. Aș vrea să vorbim și despre, puțin despre cariera ta de antrenor. Acum faci cursurile la Chișinău, da. Alături de alți foști jucători importanți. Da? Faceți naveta, nu? Spre Chișinău. Da, mergi la Chișinău. O dată pe lună? Sau cum nu, avem cursurile? Module la 2 luni. O lună jumate, cam și așa. Și când termin? În vară, acum, în iunie, avem ultimul modul la licența și master test. Și atunci o să am licența. Și în vară termin și carnetul de antrenori în România, ca să pot să fiu în regulă cu licența din Moldova. Ai vreun antrenor, nu știu, preferat? Ancelotti. Ancelotti. Da. Nu știu de ce, nu mă întreba că aia, dar îmi place cum gestionează fotbaliștii. Adică, mi se pare că a fost numai în vestiare foarte, foarte grele. Și a reușit performanțe la toate echipele care a fost. Greu să ții un vestiar. Asta zic, că sunt niște fotbaliști imenși. Mai scurt, plus faptul că mi se pare să-i scoți, să nu-l bagi în meciul următor. Aici mi se pare că lucrurile astea le gestionează foarte, foarte bine. Ok, clar, tactic, tehnic, nu mai vorbim, dar mi se pare ce face el, emulația asta, că joacă la același nivel și câștigă cam tot. Nu știu, nu știu de ce, deși Guardiola e mașinărie, joacă aia, zici că sunt pe telecomandă, dar nu știu de ce. Există și o teorie că uneori un antrenor, o echipă, un nucleu de jucători n-ar trebui să aibă un antrenor a juca și singur. E valabilă sau nu? Nu tot timpul. Nu tot timpul. Nu tot timpul. La urmă nu poți să, domnule, hai, intră pe teren și jucați voi că sunteți, nu, să ai o anumită strategie. Trebuie să-i zici ce să facă, cum să facă. Așa o ia fiecare și se duce. Nu, nu, mi se pare că trebuie. Trebuie să știe fiecare locului, trebuie să știe unde să închidă, când să închidă, când să-i suplinească un coechipier. Sunt lucruri care, mici detalii care fac diferența. De la FCSB te regăsești într-un jucător de astăzi? Sau un cumul de calități? De m-aș vedea puțin un Olar, dar Olar mi se pare că e mult mai tehnic, mai ajunge mai ușor la poartă. Eu nu prea aș vrea. M-aș vedea puțin. Ca și agresivitate e cam acolo. Dar și Olar are o doză de nebunie tot timpul, nu știu, nu-i place să bea. Eu nu eram așa, nu-i place de aia, se oftigă foarte mult. Și prea mult kamikaze, pune la suflet. Prea mult, nu este un teatru, nu? Pe nu, care nu, joacă. Nu, pentru că asta faci și la antrenamente zi de zi. El dacă pierde la antrenament zi de zi, ia mai iau și îl aruncă și pleacă de pe teren. Dar apropo de antrenamente, a dat Florinel Coman un interviu în Gazeta Sporturilor în urmă cu câteva luni și atunci surprindea că spunea că cel mai greu adversar al lui din România este Vali Crețu. Pentru că nu îl lasă să respire nici la antrenamente. Păi eu, când sunt dueluri sau ceva, ei doi îi punem tot timpul. Pentru că Vali Crețu ți apare de nicăieri. Intră în pământ și apare iar în spatele tău. Îl driblează Coman, iar apare. Și îi convine, îi place duelul ăsta. Și nu e genul că e și prieten. Nu-l menajează, domnule, las că lasă. Nu, chiar nu se supără nu, pentru că îi place să fie și lovit cu omul. La urmă asta înseamnă, că la urmă, ok, ne protejăm, nu-ți rup piciorul sau Doamne ferește. Dar îmi place să fiu, să bag la mingea, nu să te lovesc. Îi place să fie și atins. Și e și ceva normal, e antrenament la urmă. Ai avut o carieră plină de, nu știu, de lucruri și de lucruri frumoase și de obstacole în cariera de jucător. În cariera de antrenor, ți-ai fixat un obiectiv sau ai un vis ascuns al tău să antrenezi o echipă anume? Nu. Nu? Nu, că nici ca jucător n-am avut, domnule, că vreau să ajung nu știu la ce echipă. Am trăit momentul, prezent, tot timpul. Pentru că e greu să-ți faci planuri sau să-ți faci niște... Eu nici n-am licența pro. În 3 ani pot să iau licența pro. Până în 3 ani, cine știe ce se întâmplă? Mi se pare că e foarte mult timp pierdut ca să mă gândesc la ce va fi. Nu știu. Nu știu ce va fi când plec de aici. Și de atunci de ce să mă gândesc la... Eu trăim momentul. Ăsta e cel mai frumos lucru care se poate întâmpla. Să te bucuri de ce e acum. Spune-mi atunci un coleg de-al tău sau un actual jucător care are niște calități de antrenor sau un prieten, un prieten-coleg. Uite, Chiricheș. Chiricheș. Da, îl văd că îi plac detaliile. Uh-huh.
Îi place să antreneze lucrurile simple și de alea amănunțite. Amănunțite mă refer la faptul că el vrea pasa aia, dacă poți să o dai prin găurica aia, dă-o prin găurica aia. Așa și asta simte. Contează, da, și asta e, cred că i-ar place lui foarte mult să antreneze. Și simte momentele astea, că se uite probabil la antrenat de zerbi. Și acolo, cum joacă echipele de zerbi, așa asta îi place și lui. Și atunci, asta îi place. Într-un interviu pe care l-am realizat în urmă cu mulți ani cu Felice Piccolo, prietenul lui de zerbi, îmi povestea că de zerbi și la masă nu-l lăsa în pace pentru că scria pe șervețele tot felul de lucruri și mai spuneau, băi, hai să mâncăm, hai nu, să fii. Omul trebuie să fii. Și chiar e apreciat de zerbi peste tot în lume. Și așa, echipele care au un joc foarte, foarte consistent. Am ajuns și în ultimele 15 minute ale emisiunii alături de Mihai Pintili pentru o emisiune de colecție poveștilesport.ro. Vor fi câteva întrebări, dacă nu mă înșel, 13 întrebări, iar Mihai va trebui să răspundă. Nu este nevoie de sinceritate pentru că știm foarte bine, Mihai este un tip care excelează la acest capitol. Haideți să le vedem și să trecem prin toate. Una este, va genera un răspuns mai amplu și este surpriză. Ce notă îți dai pentru toată cariera? 8. 8. Și zic de ce? Pentru că am avut și numărul 8 la echipa națională și un număr care mi-a plăcut tot timpul. Cel mai bun 8 din lume care e? Nu neapărat să aibă 8 pe tricou, ca profil de jucător. Iniesta. Iniesta. Trecem la următoarea întrebare. Sună în felul următor. Toată lumea te știe stelist înfocat. De ce ai la mașină numărul PAN? Atât de mult iubești pandurii? Nu, a fost o conjunctură pentru că noi eram la panduri și am luat mașină în leasing. Și rămăsese numărul. După ce am achitat mașina, s-a născut și băiatul, Pintili Alexandru Nicolas. PAN. Și a rămas continuitatea. Da. Am elucidat și acest mister. A treia întrebare e construită în felul următor. Ce viitor îi prevezi fiului tău care practică fotbalul la FCSB? Nu-mi doresc decât să fie sănătos. Sănătos? Atât. Nu vreau să-i, chiar nu știu, să facă totul de plăcere și să fie sănătos. Chiar nu o să fiu părintele ăla care, bă, doar să mănânci fotbalul pe pâine. Nu. Să fie sănătos, să facă ce vrea el. Nu știu, hobby-urile tale în afara fotbalului, în afara sportului, momentele tale, nu știu, de cu ei. Fericire. Sunt cu ei, cu, ei. Cu prieteni, cu undeva ei. Unde ai vrea să pleci, într-un loc frumos, ca într-o vedere. Pentru că știm nu știu, foarte bine, n-ai avut timp niciodată. Mie îmi place foarte mult să merg la munte, la soția ei din Petroșani. Da. Și la munte, la aer curat, avem o căsuță acolo. Acolo mi se pare că mă încarc cu energie și îmi iau tot. Închizi telefonul? Nici nu prea am semnal acolo, da, dar avem wireless, WhatsApp, nu îl închid, că nu sunt așa veche, dar nu, mă relaxez, mă încarc cu energie pozitiv și mi se pare că vii altfel când vin la București după aia. A patra întrebare sună în felul următor pentru Mihai. Care e cel mai bun sfat primit de la Gigi Becali? Nu știu, că nu prea am primit sfaturi de la Nea Gigi. Ce faci? Hai să zic că mi-a dat sfatul să nu mai dorm pe teren când eram fotbalist. Așa ți-a spus. Da, și m-am enervat atunci și a zis, Nea Gigi, spuneți orice, dar nu că dorm. Da, și ce ți-a răspuns? Și a zis, bă, tată, că am glumit și eu. Și a zis, da, dar nu e normal, spuneți că nu sunt tehnic, că nu știu ce, dar nu că dorm. Chiar eu nu dorm, eu măcar alerg, chiar dacă nu pot, chiar dacă nu, mă duc și încerc să iau mingea. Au fost oameni, vorbeai și de prieteni și de cei care nu-ți mai sunt prieteni, care în momentul în care ai semnat cu Steaua, actuala FCSB, ți-au spus, ai grijă cu Gigi Becali? Nu. Nu. Nu, dar nu, atunci nu era vorba despre Nea Gigi, sau nu era chiar așa cum e acum ziua de azi, domnule, știi unde te duci. Mm-hmm. Era Steaua, nu puteai să refuzi Steaua, indiferent că era Nea Gigi, putea să fie oricine, dar era Steaua și era totul. Trecem la următoarea întrebare. Pentru Mihai, care e cel mai talentat fotbalist alături de care ai jucat și s-a risipit? Nu a ajuns la un prag foarte înalt în carieră. Da, mie îmi pare rău de Iancu. Gabi Iancu, că a avut și fizic și tot. Stanciu, care era aceeași generație cu el, a muncit și a ajuns la un nivel foarte bun. El parcă n-a vrut să iasă din bula aia lui.
dar foarte bun, foarte bun și calități foarte bun la antrenament, e incredibil ce execuție avea și l-a ajutat și fizicul. Adică putea mai mult. Trecem la următoarea întrebare. Spune-mi pariul tău dintre fotbaliștii români tineri. Sau pariul tău de la FCSB dintre fotbaliștii români tineri pentru a reformula. Uite, eu cred mult în Tavi Popescu, Octavian Popescu. Tavi Popescu. Da. Ai eu... și discuții, nu știu, cu el după antrenamente? Și înainte, și după. Vine el și îmi zice, Pinte, vreau să vorbesc cu tine. Nu, eu sunt deschis cu oricare. Sunt mulți, mai sunt copii tineri, dar el mi se pare că are ceva deosebit, nu știu, te încântă. Când are chef, mi se pare că e greu să iei mingea. Spunea la un moment dat Dumitru Dragomir, și nu am cum să nu te întreb, antrenorii l-au distrus pe Tavi Popescu pentru că tot i-au schimbat poziția în teren. Avem nenumărați fotbaliști, exemple de fotbaliști vechi, care au jucat sau exprimat la cel mai înalt nivel pe mai multe posturi. Nu există. Atâta timp cât ai ceva deosebit, poți să te adaptezi oriunde. Nu cred că antrenorii, că mă pui din dreapta, joc în stânga. Uite, de acum, de exemplu, se joacă picior drept, joacă în stânga. Înainte jucai picior drept, bandă dreaptă, picior stâng, bandă. Ei joacă invers. Nu, mi se pare că n-are nicio legătură. La ei, la ce calități au și cum poate să adapteze, poate să joace oriunde, pe orice post din față. Și nu cred că asta e, n-are. Îți dau exemplu Coman. Coman a jucat și în dreapta, a jucat și în stânga, a jucat și număr 10 și atacant. N-are, a fost și el în perioade. Perioade în care oscilezi sau urci, depinde de tine. Creierul, ce vorbeam. Ești puternic aici? E nevoie de psiholog într-un grup? Da, foarte mult. Mai ales la ei. Că sunt altă generație. Noi poate atunci, în 2012-2013, noi n-aveam. Eram mai tăușiți. Dar ei, generația asta, 100% au nevoie. Există și aceste gadgeturi care, nu știu, te își facă în ghearele lor? Da, pentru că ei, indiferent ce fac, pun una pe telefon. Adică nu, e primul lucru, după meci sau oricând, pauză, iei telefonul și te uiți la... Nu, mi se pare că ei chiar au nevoie. Mai ales un copil care, după ce e criticat, mai ales că vezi și am întâlnit unii din băieți acum, la 30 și ceva de ani, da, a plâns la pauză că l-a schimbat. Se pare că e un pic... Trebuie să... Ce vorbim de copii de 19 ani, 20 de ani, clar au nevoie. La ce vârstă ai avut primul telefon mobil? Da, 27, 26, nici nu mai știu. Chiar nu mai știu. Zap am avut, dacă nu era zic, Zap mobil. Zap. Aveai 3000 de minute și nu știu câte, era mucangeală. Trecem la următoarea întrebare. Intrăm în partea a doua întrebărilor. Când se oprește din alergare Vali Crețu? Niciodată. Niciodată. Asta și când stă, aleargă. Da. Aleargă mintea, dar aleargă tot, nu știu, mi se pare că s-aia tainia. Bine, și fetele lui sunt la fel. Da? Da, el zice. Fac sport. Nu, au energia lui. Cum auzi, că părinte, mă omoară. Zicea că mă omoară și acasă, vorbesc într-una, vin peste mine, călare, nu mai știu ce să le fac. Păi și zic, dar tu ești la fel, nu te iei. Bine că seamănă cu tine. Da, probabil soția este o tipă... Da, e liniștea, e liniștea din casă, e liniștea din casă. Trecem la următoarea chestiune cu Mihai Pintili. Tu, Dan Nistor, Alex Bourceanu, Kipciu într-o echipă. Machelele, Patrick Vieira, Kanté și Pogba în altă echipă. Cine câștigă? Repet, ca să ne audă toată lumea. Tu, Dan Nistor, Alex Bourceanu și Kipciu într-o echipă. Machelele, campion mondial, Patrick Vieira, campion mondial, Kanté, campion mondial, Pogba, campion mondial în altă echipă. Noi câștigăm 100%. Voi. Îi luăm pe vrăjeala noastră, că ăștia nu se halesc între ei. Da. Noi avem unitate, suntem grup bun. Am făcut și eu echipa bine. Da, da. Ei nu, ei 100% nu se înțeleg între ei. Următoarea întrebare sună în felul următor. Ce faci dacă luați titlul? Sunteți foarte aproape în momentul în care emisiunea este înregistrată, emisiunea Poveștile Sport.ro, astăzi 16 aprilie, FCSB este la 13 puncte de urmăritoare de ocupanta locului 2. Mă bucur de moment pentru că cred că a trecut mulți ani de când nu, cred, nici nu știu să mă mai bucur. Mai vorbesc cu cei mai vechi, cu Filip, care e în staff cu noi și îi zic, bă, nu mai știm să ne bucurăm. Nu, după o victorie asta, să vezi sentimentul ăla, bă, ce mișto e. Și nu știu, chiar nici nu știu cum o să mă bucur. Chiar nu știu. Dar o să mă bucur și o să mă bucur cu familia. Că ei au fost sprijinul meu. Următoarea întrebare sună în felul următor. Cum arată top 3 fotbaliști străini, colegi sau adversari din Liga 1? Profităm la maximum de prezența ta aici la Poveștile Sport.ro. Top 3. Și am dus-o în prelungiri. Adversar, să zic, a fost Wesley. Da.
care a fost fotbalist bun, Eric de Oliveira și să zic Marius Nicolae. Marius Nicolae. Da, Marius Nicolae, că l-am prins în duelul de câteva ori și a fost greu cu el. Din colegi sunt Mărtean. Da, dar n-ai avut un Vali Crețu. Da. Așa e. N-ai avut un Vali Crețu. Nu știu. Sunt Mărtean foarte tehnic. Da, Stanciu. Și răsfățatul echipei, Kipciu. Alex Kipciu. Da. Următoarea întrebare, am elucidat și acest mister. Principala calitate a FCSB-ului în acest sezon a fost, continuă tu de aici. Unitatea echipei. A fost o unitate între ei, sau unitei. Asta le-a lipsit tot timpul. Parcă în celelalte sezoane jucau fiecare pentru el. Nu se vedea. Da. Dar simțeai jucătorul care vrea să dea gol, să iasă el în evidență. Ei, sezonul ăsta n-am mai văzut chestia asta. Este și meritul tău și al lui Elias Haralambos. A făcut un grup bun. A fost un grup bun. O unitate, când mă refer când e unitate, mă refer la toți. Începând de la magazioneri, bucătari, oamenii de sus de la birouri, oamenii de la teren, jucătorii, toți. A fost ca o familie. Dar răspundem sincer, ți-a fost teamă de vreo adversară înainte de prima etapă din acest sezon? CFR-ul mi-a fost. CFR. Da, am zis CFR-ul și după aia Rapid. Rapidul mi-a fost teamă când a început play-off. Uh-huh. Eram la 4 puncte și am zis, eram așa. Depinde ce cum începem noi, depinde ce se întâmplă, de ce fac ei. Pentru că dacă și ei continuau cu victorie, atunci era destul de greu. Dar ne bucurăm, a ieșit totul perfect. Au pierdut când nu s-a aștepta nimeni, noi am câștigat tot. La urmă, nu trebuie să te vezi doar pe tine, să-ți câștigi meciurile tale, indiferent ce se întâmplă. Următoarea întrebare, pentru a trece prin toate, cum arată 11-le ideal al colegilor tăi? Ultima întrebare din acest calup. Am zis, echipa din 2012, ca să nu supăr pe nimeni, mi se pare că am făcut și performații împreună, ne-am și nășit cu metrit, ne-am făcut, nu știu, mi se pare că am făcut și performanțele foarte importante la acest club împreună și ai cam totul. Ca să nu supăr pe nimeni, să mai iau de la Târgu Jiu, chiar într-adevăr au fost acolo, au avut un grup foarte bun, dar echipa din 2012... Deci cu Tătărușanu în poartă, exact Zacu stânga, da. Chiricheș, da. Suca. Sucala sau Gardoș și fundaș dreapta... Georgievski, la Iobu Urceanu la mijloc, Kipciu, Tănase, Rusescu. Cam ăștia, am rămas și acum. Acum am fost la tenis și m-am întâlnit cu Sucala și cu Rusescu, cu Gardoș, care stăm. Da, ați avut ceva special și la Pandurii, în acea linie de mijloc? Cu Dan Nistor, Voiculeț, Maxim, cu Maxim, da. Tânăr. Da, eram și acolo, asta zic, eram un grup foarte bun. Acolo era, în schimb aici era o presiune, era Steaua, trebuia să câștigi ceva. Nu câștigai, te săreau suporteri, erau mulți suporteri. Acolo, orașul mai mic, nu era o presiune așa mare. Având un joc spectaculos, bucuram pe toată lumea. Dar dacă mergeam în deplasare și pierdeam un meci, parcă nu se întâmpla nimica. Vineai acasă, era liniște și pace, nu vinea nimeni să ia. Ei, în schimb, la Steaua, dacă pierzi un meci în deplasare sau acasă, deja, plecați de acasă, nu mai veniți la asta. Și aici mi se pare că presiunea aici nu se compară cu nicăieri. Mai avem 2 minute din emisiunea de colecție cu Mihai Pintili. Te enervează VAR-ul? Da. Mă enervează maxim și cred că ar fi mai bine să lăsăm arbitrii să arbitreze cum era înainte. Nu mai bine un gol marcat de Maradona cu mâna. Da, dai un offside cât din milimetru sau mare. Acum și cu VAR-ul parcă se fură mai mult. Că poate să o regleze operatorul ăla din calculator dacă vrea. Sau cum s-a și întâmplat la noi. A tras liniile invers. Nu, sunt greșeli prea mari, prea evidente și nu știu. Mai degrabă să greșească omenește un arbitru, da. Fără să-l anunțe nimeni. Știi, băi, a greșit omul, la revedere. Înțelegi, dar aici... Totuși 11 minute par exagerate, nu, de analiză. Să oprești meciul, atâta nu e. Și din punct de vedere fizic, ca sportiv, nu mai, te răcești. Nu. Păi, e foarte greu să stai atâta timp. Pentru să stai să aștepți să... Ce? Să validezi golul un calculator. Da. Nu știu, mi se pare foarte mult. Va urma o hegemonie a FCSB-ului? Ce simți?
Nu știu, nu, vreau să, cum ți-am zis, vreau să mă bucur de moment. E foarte greu să faci din pronosticuri din astea, să mă duc pe 5 ani, pe nu. Vreau să ne trăim momentul, e un moment bun pentru noi, un moment în care cred că ar trebui să bucure toată suflarea stelistă. Că n-ai, după 8 ani sau 9 ani de zile să iei campionatul, mi se pare un lucru fantastic. Și nu știi celelalte echipe cum se vor întâlni, plus faptul tu ce vei, câți jucători vor pleca, câți vor veni. Nu știi dacă va mai fi aceeași emulație. Chiar nu știu. E foarte, foarte greu să preconizez ceva. Nu te rog să îi analizezi pe fiecare, însă dintre, nu știu, Mitriță, Luis Munteanu, Denis Alibec, jucătorii menționați de Gigi Becali, are FCSV nevoie de unul dintre aceștia? Alibec nu mai e. Alibec a fost la noi și știu că l-ar putea să joace oricând la această echipă. Mitriță, dacă ar pleca Coman, el ai pe Octavian Popescu. Dar nu vine Mitriță. Nu vine Mitriță pentru că Luis Munteanu e prea scump. Hai să zici Luis Munteanu, dar Luis Munteanu dacă doar să plătească bani, dar în România se merită? Nu știu. Asta zic. Mi se pare că sumele sunt la aparține de Fiorentina. Da, sunt foarte mulți bani pentru campionatul României. Și la urmă vorbim de un campionat în care e foarte greu să ajungi în grupele Champions League, Europa League. Și atunci nu știu. Pentru un asemenea invitat nici nu mai e nevoie de încheiere. Am stat de vorbă aici cu Mihai Pintili timp de o oră. Am vorbit despre felul în care s-a oțelit în carieră, despre FCSB, care este foarte aproape de titlu, despre câțiva jucători de la FCSB și despre câțiva foști fotbaliști de la FCSB. Iar la această ediție de colecție nu voi face eu încheierea. Îl voi ruga pe Mihai să se uite în camera din spatele meu și să răspundă la întrebarea, răspunzând în cameră, cum vrea să și-l amintească lumea pe Mihai Pintili. Să și-l amintească ca un om serios, un om timid și un om care are plăcere să facă fotbal.